da. Să vă întreb cum se îmbină poezia cu arta plastică. Foarte frumos, pentru că totul face parte din, în final, din viață. Prin poezie, prin culorile pe care le expun pe lucrări, pe tablouri, se îmbină și cu versurile. Deci, pe undeva, una și sunt, amândouă fac parte din artă și din viață. Ați primit și un premiu în cadrul acestui festival, un premiu special, am putea spune, la un festival de poezie, un premiu pentru pictură. Da, vreau să mulțumesc pe această cale organizatorilor, Fundației Mihai Eminescu, condusă de domnul Diaconescu Ioan. Mulțumesc tuturor participanților și pe această cale lucrările mele vor ajunge în toată lumea. La ce v-ați gândit în momentul în care ați compus aceste lucrări și în momentul în care ați luat decizia să le oferiți? În primul rând, la promovarea frumosului, la promovarea artei, la promovarea României peste hotare, deci în toată lumea. Și pe această cale încă o dată mulțumesc tuturor. Mulțumesc dumneavoastră, craiovenilor, sunteți foarte plăcuți, sunteți inteligenți, sunteți... Ok, mulțumesc.